Un prim pas pentru o afacere de succes? Mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Salut! Sunt Andrei, cofondator Sanopass. Iată de ce Sanopass este soluția ideală pentru beneficiile medicale ale angajaților tăi. O singură aplicație mobilă pentru toate serviciile medicale. Sanopass înseamnă tehnologie, iar tehnologia înseamnă optimizare. În plus, tehnologia înseamnă economie. Sanopass reprezintă modelul unic în România prin care plătești exact cât consumă angajații tăi. Solicită un demo și convinge-te! Simți că faci ceva greșit, dar nu știi ce? Hai și tu în rețeaua Smart Bill alături de peste 50.000 de antreprenori. Clienții Smart Bill sunt conectați și își transferă automat documente, cum ar fi facturi sau NIR-uri. Adio muncă manuală, adio greșeli și timp pierdut. Smart Bill, parte din echipa ta. Îți facem cunoștință cu o blondă seducătoare. Ai văzut ce forme are tipa? Arată bine și de la spate. Se îmbracă doar în roșu și are limbaj licențios. Îți face cu ochiul și îți dezvăluie secretul ei.
e bun rău la gust. Tenere, gluma-i glumă, bere-i bere. Seara, bună seara! Putem să spunem că deschidem ședința de judecată ceva mai târziu astăzi, în mai pe întuneric așa, dar nu noaptea ca hoții, cu mare atenție. Și deschidem ședința cu analiza cauzei comentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene acum aproape un an, pe 25 noiembrie 2020. Este cauza C-269/19. Și se pune întrebarea dacă este o deschidere către un drum înfundat. După un an de zile de la pronunțare, ca judecător vă spun că aș putea să sintetizez această cauză în felul următor. La hotărârea care a apărut, e o cale atât de lungă. O să vă rog frumos să faceți o scurtă introducere a fiecăruia, ca să nu ținem foarte mult din dezbatere. Și apoi deschidem, evident, panelul de discuții cu privire la cauza respectivă despre care v-am făcut vorbire. Și o să încep în ordinea numărului de pe tricou cu domnișoara avocat Gabriela Dănilă. Sunteți avocat? Vă ascult! Bună seara! Bine v-am găsit! Sunt avocat și sunt reprezentantul băncii care a făcut parte în litigiul de trimitere la Curtea de Justiție în cauza C-269. Mă bucur tare mult să fiu aici. V-am urmărit anul trecut când dezbăteați ce se va întâmpla în practica instanțelor și sper că astăzi să concluzionăm ceva din practica deja de imediat un an de zile. Avem tot felul de situații pe care o să le prezentăm și o să fiu foarte interesată să aflu părerea dumneavoastră, dar și soluția, respectiv compromisul acesta de negociere pe care Curtea de Justiție ni l-a stabilit și cum am înțeles noi, ca instituție financiară bancară, să îl aplicăm și să venim cumva în sprijinul instanțelor de judecată. Domnișoara Catalina Mocanu. Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând. Eu am fost și la dezbaterea inițială de acum un an aproape, când ne-a venit hotărârea și încercam să vedem care sunt sensurile ei, să oferim eventuale soluții, însă practica judecătorească a evoluat într-un sens destul de bun. Avem destul de multe, să zic așa, practici și, cum a spus și doamna avocat Gabriela Dănilă, va fi foarte interesant să le dezbatem astăzi și să vedem cum a evoluat practica judecătorească și cum a influențat această hotărâre litigiile între consumatori și instituții bancare. Vă mulțumesc încă o dată și sper că dezbaterea de azi să fie una benefică atât pentru domnii judecători cât și pentru avocați și justiciabili. Domnului Fiu Fenoghen de la CSALB. Bănuiesc că dumneavoastră aveți mai multă practică sau ar trebui ca să nu mai ajungă în fața noastră a judecătorilor? Ar trebui și a început. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Ar trebui să avem și mai multă practică decât am avut. Aș putea spune că un an de zile poate că nu este suficient pentru a crea fluxuri sau știu eu, pentru a ajunge la o adevărată viteză de croazier pentru litigiile care se pot rezolva și prin intermediul CSALB. Dar avem un bun început, cumva comparativ cu activitatea noastră din 2016, când a început activitatea operațională a centrului. Noi am fi practic locul în care ar trebui să se rezolve din ce în ce mai multe astfel de probleme între consumatori și bănci sau instituții, IFN-uri, instituții financiare nebancare. Da.
judecătorilor le plac lucrurile astea, vă dați seama, un număr mai mic. Încep să pornească. E un bun început și pentru noi judecători. Și colegul avocat, în ultimul rând, domnul Cosmin Șomar, care a fost prezent și data trecută. Vă mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să dezbatem și să observăm cum a evoluat practica într-un an de zile în ceea ce privește, să-i spunem, noua atribuție a judecătorului de a îndemna părțile să negocieze și de a structura cadrul negocierilor. Și cum a dumneavoastră subsemnata, ca să nu zic subscrisa, ca în comercial, judecător Modalina Afresinie, judecător la secția 6-a civilă, litigi cu profesioniști, din 2009 până în prezent. Și ca să nu mai reținem atenția privitorilor noștri, o să fac o scurtă introducere, să le reamintesc despre ce cauze este vorba. A fost un litigiu înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. A fost pronunțată o sentință în primă instanță, apel declarat de bancă cu privire la soluția pronunțată în primă instanță și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la o analiză, o interpretare a articolului 6 aliniatul 1 din directiva 93/13. Și a venit Curtea de Justiție a Uniunii Europene și a spus așa: în urma constatării caracterului abuziv al clauzelor care definesc mecanismul de stabilire a ratei dobânzii variabile într-un contract de împrumut, precum cel care a făcut obiectul litigiului, și atunci când acest contract nu poate continua să existe după eliminarea clauzelor abuzive în cauză, anularea contractului menționat ar avea consecințe deosebit de prejudiciabile pentru consumator și nu ar exista nicio dispoziție de drept național cu caracter supletiv. Articolul 6 aliniatul 1 din directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că instanța națională trebuie să adopte, ținând seama de ansamblul dreptului său intern, toate măsurile necesare în vederea protejării consumatorului de consecințele deosebit de prejudiciabile pe care anularea contractului menționat le-ar putea provoca. În împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, nimic nu se opune, printre altele, ca instanța națională să invite părțile să negocieze în vederea stabilirii modalității de calcul al ratei dobânzii, cu condiția ca aceasta să stabilească cadrul negocierilor respective și ca ele să urmărească stabilirea unui echilibru real între drepturile și obligațiile co-contractanților, ținând seama, printre altele, de obiectivul protecției consumatorului care stă la baza directivei 93/13. Și acum am întors la domnișoara avocat Gabriela Dănilă. Ați reprezentat banca, ați zis în litigiul care a făcut obiectul cauzei analizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. După această hotărâre, ce ați constatat cu privire la practica instanțelor judecătorești? S-a întâmplat să se pună în practică această decizie? De ce vă întreb? Pentru că în București, discutând cu colegii și analizând cauzele de practică neunitară, modificările, schimbările sau anulările de sentințe și trimiterea cu rejudecare, nu am găsit o astfel de soluție în care instanța să vină să invite părțile, să stabilească cadrul, și mă gândesc că această reticență a noastră vine și din perspectiva articolului 9, Codul Procedură Civilă, dreptul de dispoziție al părților, rolul judecătorilor în aflarea adevărului și acea temere, pentru că este o temere la nivelul nostru al judecătorilor, de antepronunțare. Cred că aici este cuiul lui Pepela, cel puțin în ceea ce ne privește pe noi judecători, așa că vă ascult. Ce s-a întâmplat post pronunțarea acestei hotărâri? Da, este foarte interesant că pentru noi din bancă vedem mult mai bine efectele acestei hotărâri, cu atât mai mult cu cât în această instituție financiar-bancară sunt foarte multe dosare de această natură, pentru că așa a fost modalitatea de încheiere a contractelor de credit pe care le avem în litigii, sub formula, după caz, în primul an dobândă fixă, urmată de acea dobândă de referință variabilă cu o marjă fixă care practic compunea dobânda curentă. Noi am
am venit cumva sau am lecturând hotărârea Curții de Justiție, am încercat să venim în preîntâmpinarea instanțelor de judecată și cumva în degrevarea acestora de, cum ați spus și dumneavoastră, de această obligație facultativă, dar cumva așa nefastă, de a stabili niște limite care, din punctul meu de vedere, depășesc limitele juridice, echilibrul juridic, ci se duc către acea zonă de echilibru economic, ori instanța de judecată nu este economist și nu ar trebui să fie pusă în situația în care să determine, până la urmă, costul și nu știu, proporționalitatea acestui element al dobânzii într-un contract de credit. Și am venit și am derulat și derulăm în continuare negocieri cu clienții noștri cu care avem litigii și nu numai, negocieri care au dus la finalizarea dosarelor în fața instanțelor de judecată, atât prin tranzacții și proceduri în fața CSALB. Instanțele de judecată, cel puțin din circumscripția Curții de Apel Cluj, unde eu activez, au fost cumva surprinse într-un sens pozitiv de această abordare, pentru că practic s-au degrevat de hotărârea finală, mai ales în cazul Curții de Apel ca instanță de ultim grad. Și noi ne-am dovedit practic buna credință și până la urmă cred că Curtea de Justiție asta a vrut să impulsioneze sau să creeze între consumator pe de o parte și profesionist pe de cealaltă parte negocierea aceasta efectivă. Sigur că, cum spuneam, aș îndrăzni să spun, în marea majoritate a cazurilor reușim să găsim un canal de comunicare cu clientul consumator, însă există situații în care nu putem să mergem mai departe pentru că ne lovim de consumator care nu vrea sub nicio formă să discute și nu avem această posibilitate de negociere care nu va exista nici în fața instanței. Și instanțele în aplicarea hotărârii Curții de Justiție, cel puțin la nivelul Curții de Apel Cluj, unde s-a și născut această necesitate de trimitere, datorită unei practici neunitare la nivel de secție, aplică cumva selectiv dispozițiile din această hotărâre C-269, însă nu am văzut până la acest moment, ca să răspund punctual întrebării, o hotărâre care să indice un cadru de negociere, adică să spună negociați o dobândă fixă, negociați o dobândă variabilă, negociați în niște marje, maxim, minim. Am văzut în schimb hotărâri din zona Moldovei în care instanța trimite partea sau părțile la negociere și dă un termen de judecată destul de lung pentru atinge acest deziderat și am văzut cu titlul recent, este o hotărâre care nu este definitivă și nu o să spun mai multe detalii despre ea, dar a fost o hotărâre surprinzătoare în interpretare, în sensul că instanța, constatând dezacordul părților cu privire la dobândă, a trimis părțile la negociere, însă pentru a nu lăsa contractul fără dobândă, a stabilit ca pe perioada în care părțile negociază, sau dacă se înțeleg sau nu se înțeleg, să opereze acea dobândă fixă, urmând ca raporturile dintre părți să se restabilească după ce finalizează negocierile. Cam asta ar fi. Scuze, pentru că acea situație se regăsește și la noi în București pe instanțe. Atunci când constatăm caracterul abuziv al acelei sintagme, că de fapt aici este discuția cea mare, ce înseamnă acea sintagmă, automat rămâne în vigoare acel aliniat de regulă în care este prevăzută o dobândă fixă. Dobândă fixă care, raportat la dobânzile care se practică acum, cel puțin, eu destul de ridicată. De asta nu înțeleg această reticență a consumatorilor, de ce nu se așează la masa discuțiilor. Dar revenind, îmi cer scuze că v-am întrerupt. În finalizarea argumentului, ca să îi las și pe restul vorbitorilor să intervină, din punctul nostru de vedere, cea mai bună soluție este această așezare la masa negocierilor fără imboldul instanței, adică deschiderea din partea instituțiilor financiare bancare există, însă trebuie să găsim aceeași deschidere din partea consumatorilor. Noi
în ceea ce am gestionat până la acest moment, am găsit această deschidere și marea majoritate a clienților noștri, a consumatorilor, vin cu bună credință și reușim să atingem practic cele stabilite de Curtea de Justiție, să ajungem la un acord astfel încât contractul să fie salvat și să se păstreze acest echilibru între drepturile și obligațiile contractanților din contractul de credit. Sigur, vom mai dezbate în continuare și alte variante de soluții sau insoluții, dacă aș putea să creez un cuvânt nou, dar în general situațiile au această componentă de bună credință între părți. Mulțumesc frumos. Domnișoara avocat Cătălina Mocanu, dumneavoastră? Da, cel puțin eu mi-am extins destul de mult analiza, am analizat foarte multe hotărâri pe această temă și pot spune, din punctul meu de vedere, că această hotărâre într-adevăr a deschis un apetit real al consumatorilor și al instituțiilor de credit către negociere și inclusiv în practica mea am observat deseori în care se încheie acte adiționale, se încheie tranzacții și se ușurează foarte mult instanțele din acest punct de vedere. Însă, în continuare, la nivelul instanțelor, cum a spus și doamna judecător, există o reticență în a trimite părțile la negocieri și la nivel de practică judecătorească, cel puțin am identificat două mari situații. O primă situație ar fi aceea când consumatorul sesizează instanța cu acțiune în constatarea caracterului abuziv după ce au încetat relațiile contractuale, adică după ce a fost declarată scadența anticipată, după ce s-a rambursat creditul sau după ce a ajuns la scadență, fiind în, cel puțin existând această posibilitate. Ori, în această situație nu putem să mai vorbim în mod obiectiv despre un contract care continuă și instanța în mod obiectiv nu mai analizează dacă acest contract continuă sau nu. Și ce am observat eu la nivelul instanțelor și o soluție pe care o îmbrățișez și pe care o consider corectă, ceea ce fac instanțele este să înlăture clauza având caracter abuziv și în cazul nostru vorbim de acea clauză referitoare la variație și să aplice pe întreaga perioadă contractuală prima dobândă prevăzută în contract. Și eu susțin această interpretare pentru că un aspect pe care poate la prima vedere din hotărârea C-269/2019 nu ar reieși, dar în paragraful 41, foarte important, instanța europeană arată în mod expres că instanța națională poate înlocui clauza pretinsă abuzivă cu o dispoziție aplicabilă în cazul unui acord al părților la contract susceptibilă să înlocuiască clauzele respective. Ori în ceea ce privește prima dobândă contractuală, în mod clar a existat un acord, a fost prevăzută în contract, a fost în mod transparent asumată de către consumator și nu poate susține că aceasta nu ar fi clară și inteligibilă. Deci, în mod clar, această clauză nu e abuzivă și totodată este o manieră prin care se asigură un echilibru al părților, al obligațiilor și drepturilor părților în contract. Acesta fiind și unul dintre dezideratele des arătate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Și revin și cu cea de-a doua situație. Avem situația contractelor de credit în curs. Iar aici, într-adevăr, instanța trebuie să analizeze mai poate sau nu continua contractul, respectiv să invite sau nu părțile la negocieri. Și pe partea de negocieri există totuși o jurisprudență mai restrânsă și am observat în această situație trei tendințe. Fie pe parcursul soluționării procesului, cum a spus și doamna avocat Gabriela Dănilă, se acordă un termen mai lung și se încearcă părțile să negocieze și de multe ori acest lucru se și întâmplă și din practica mea pot spune că majoritatea cazurilor s-a ajuns la un acord. O a treia tendință ar fi aceea în care instanța prin dispozitiv dispune invitarea părților la negocieri. Am văzut și niște cadre ale negocierilor, în sensul în care instanța le spune părților să aibă în vedere un anumit indice obiectiv sau să aibă în vedere o anumită marjă fixă a dobânzii. Însă foarte interesant mi s-a părut, într-o hotărâre, am observat că instanța de judecată stabilește și un termen, 6 luni, iar dacă în acest termen nu se negociază, atunci contractul va fi guvernat de prima dobândă contractuală. Deci vedem și această variantă alternativă. Dispozitivul are o variantă principală, iar dacă în termenul respectiv nu se ajunge la o soluție, atunci se aplică varianta alternativă și oarecum se soluționează această situație. Și ultima tendință care
nu este cea mai fericită. Este aceea în care instanța dispune prin dispozitiv invitația părților la negocieri, însă nu stabilește ce se întâmplă dacă aceste negocieri nu au un rezultat favorabil și se constată eșecul negocierilor. Și cred că aceasta este esența dezbaterii de azi. Ce facem în situația în care părțile nu ajung la un consens? Și la prima vedere ar părea că se ajunge la un blocaj juridic pe care instanța europeană, din păcate, nu l-a soluționat. Și probabil va fi nevoie de încă o trimitere să vedem ce facem în condițiile în care avem un eșec al negocierilor. Dar cu siguranță vom reuși să dezbatem și aceste soluții și să nu vă mai rețin. O să-i las și pe colegii mei să își spună punctul de vedere cu privire la practica dezvoltată de la un an de la pronunțarea hotărârii. Doamna avocat Cosmin Șovar, că ați zis dumneavoastră că vreți să plecați un pic mai devreme. Se mai gândește instanța dacă vă permite să plecați. Am înțeles. Da, nu știu. Încă de la început, cred că chiar de la prima dezbatere, am spus că hotărârea curții păcătuiește prin două lucruri în opinia mea. Unu, că deși mizează pe puterea, să-i spunem, creatoare a judecătorului în fiecare caz, și aici mă refer la dispoziția articolului 3 din Codul de Procedură Civilă, care spun că dacă nu se prevede o normă, judecătorul trebuie să judece cauza prin diferite instrumente. Însă, deși încearcă să-l stimuleze pe judecător să-i dea noi atribuții, nu îi oferă instrumentele necesare, pentru că uitându-mă în dispozitivul acestei hotărâri, pot să subliniez două lucruri. Primul, că spune că judecătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a proteja consumatorul. Este o chestiune abstractă și înainte, în temeiul legii 193, care este o lege de protecție, problema a plecat de la protecția legală a consumatorului față de profesionist. Iar a doua chestiune pentru care eu consider că această hotărâre este inaplicabilă, aș spune, este că ea vizează o situație care în mod normal, din perspectiva raportelor contractuale, nu se poate întâmpla. Și mă uit la dispoziția articolului